Salutare lume, bine ați revenit la un nou episod cu cumpărăturile din piața de vechituri. A fost chiar o sâmbătă bună pentru cumpărături, în special pentru jocuri. Cred că toată lumea a găsit câte ceva. Într-un singur loc erau foarte multe jocuri, inclusiv de PC. Da, ia să vă arăt și ce am cumpărat. Muzică, casetă video și jocurile plus o consolă. Voi începe pe partea de muzică. De data asta mai slăbuț. Am luat acest CD. De bine vedeți. Raparta, Rapartamentul, Omul Gnom și Costel. Albumul lor din 2005. Cred că e și singurul lor album apărut oficial, poate că greșesc. Așa, un album de muzică rap românesc. Puteți să-l căutați pe YouTube, că este listat din câte știu. A fost 30 de lei CD-ul. Inițial n-am vrut să-l cumpăr că nu are coperta, dar am zis că hai că totuși că-l iau, că nu se știe când mai găsesc. Așa, am spus mai subțire cu muzica de data asta. Am mai luat o casetă video. O trebuie să rup carcasa asta de hârtie. Ceva înregistrat cu Veronica și Dumbrava Minunată, două filme pe ea. Aceasta a fost 2 lei. Preț chiar foarte bun la ea. Toate erau la reducere acolo la 2 lei. Am luat-o chiar pe sfârșitul zilei, să zicem. Era, cred că, ora 12. Așa. Cam astea au fost tot ce ține de alte cumpărături în afară de jocuri, console. Iar acum vă voi arăta și partea cu jocurile, consolele. De fapt, e o singură consolă. Și voi începe cu jocurile. Am luat așa. Watchmen, The End is Nigh. Un joc după filmul, comicsurile cu aceleași nume. E un joc destul de rar. Nu foarte rar, dar rar. Am dat 40 de lei pe el. Și era de ceva timp acolo, dar am zis că de data asta hai că îl iau, că poate îl vede careva și îl cumpără. Complet cu manual, 40 de lei. În general îl găsiți pe eBay, Vinted sau mai știu eu pe unde, de la 100-120 de lei în sus, cam așa. Sigilat vreo 200 de lei. Dar mai găsi și pe la alte prețuri. Depinde de vânzător. Așa. The Witcher 2. Assassins of Kings. Enhanced Edition. Complet cu manual. Așa. Și ăsta iară. Un joc mai răruț. Prețuri, dacă tot îl căutați, să găsiți că e tot e cam de pe la 100 de lei în sus. Poate și mai scump. Fost 25 de lei. N-am vrut să lase la 20. Bine și așa. Măcar nu am dat 100 de lei. Deci cu astea două jocuri. 25-65 de lei. Am scăpat ieftin și n-am dat vreo 200 de lei pe ele. Deși The Witcher îl mai am încă o dată, dar unul din CD-uri e defect. Are ceva pată pe el și nu s-a putut curăța. Așa l-am luat cu un lot de jocuri de la cineva și mi-a arătat omul că e defect atunci. Dar mai avea și alte jocuri interesante printre și am rămas cu el așa. Un GTA 5. Nu puteam să las acolo. Complet cu hartă.
CD foarte ok. Acum restul de jocuri o să vi le arăt la toate, pentru că le-am luat din același loc. Au fost 120 de lei în total, vreo 17 lei jocul. Le-am luat în diferite etape ale zilei. GTA 5, am 17 lei. Ediția asta Borderlands. Și chiar am mai văzut jocul ăsta și am ediția asta și am vrut să o cumpăr așa, dar bine că n-am făcut-o. Evident că îl găseam mai scump. Complet, cu manual, tot ce trebuie. Și arată foarte bine și hârtia asta, slipcase-ul ăsta. Așa, un joc care, iarăși ăsta, dacă îl căutați pe net, cam de la 70 de lei în sus, dar asta depinde și poate să fie 70 de lei și CD-ul praf. GTA San Andreas, complet, cu manual, hartă, CD-ul chiar într-o condiție foarte bună, de fapt DVD-ul. Și chiar m-am bucurat să găsesc, că îl mai am, dar e cam praf CD-ul și e luz, fără carcasă, manual. Acum spuneam și la restul de jocuri, am 17 lei. Prețul la joc pe, nu știu, Marketplace, OLX, etc., cam de la 70 de lei în sus. SOCOM, US Navy SEALs, Combined Assault, complet, cu manual. CD-ul într-o condiție foarte bună, ca nou. Chiar am avut noroc să găsesc jocurile astea așa. Atâta că coperta e în daneză, etc. Dar trebuie să văd dacă îl mai am cumva. Nu mai știu exact în momentul ăsta. Trebuie să le pun pe lista cu jocurile din colecție. Așa. Dragon Ball Z, Budokai 2. Iar un joc care e mai scump dacă luați din marketplace-uri. Complet, cu manual. CD-ul nu e chiar foarte ok, dar nu e nici tare zgriat, e funcțional. 17 lei. James Bond, 007, Everything is Nothing, iar cu o copertă în limba daneză, n-am verificat să văd limba, dacă are și engleză, dar o să-i fac un test. CD-ul iar într-o condiție perfectă. Astea parcă nici nu au fost jucate unele jocuri, nici nu le-au băgat în console. Da, super. Deci e chiar super să prinzi așa jocuri, știi, ideea să poți să le verifici, să te uiți, să vezi că CD-urile ok, bine, mai dai rateuri, dacă nu le vezi foarte bine. Am avut ceva dificultăți tehnice. Încă un joc, King Kong, The Official Games, ăsta nu e așa scump, găsiți cam 20-25 de lei, nu-i cu manual. Va trebui să verific să văd dacă îl mai am. Și ultimul joc, ca să nu-i tare bine la el. Acest
Crescent, Suzuki Racing, pentru PlayStation 2. A fost luat la pachet cu celelalte jocuri. CD-ul era într-o condiție foarte bună. 17 lei. Eu zic cu aproximație că ideea e că dă un pic cu virgulă prețul ăla. Să vedem. Deci cam astea sunt toate jocurile cumpărate. $120 toate. Eu zic că s-a meritat, având 120 de lei, de fapt nu, 120, 120 doar acestea, plus 65, nu-i greu să fac calculul acum în cap, și acum vă voi arăta și consola. Am luat așa, o consolă, un PlayStation 2 cu un controller de PS1, era legal la el, am zis că să iau controllerul ăsta că arăta destul de ok, dar are ceva problemă cu X-ul, nu merge, deși controllerul arată destul de bine. Și am mai luat și consola cu tot cu un cablu de alimentare, fără cablu AV, mai avea și un DVD în interior. Și am luat-o doar pentru că este culoarea asta gri, deși e destul de zgâriată. Cam asta e problema cu consolele astea gri, că se zgârie foarte ușor. Silver, argintiu, ce culoare îi. Cât am testat, consola funcționează ok, cel puțin pe partea de DVD-uri nu am avut probleme să citească, dar va mai urma să-i fac niște teste și nu știu dacă o să pot să o recondiționez partea asta de sus. Consola plus controller, v-am spus că dacă era una neagră nu dădeam atâtea pe ea, a fost 100 de lei. Cam acestea au fost cumpărăturile, jocurile, consola, caseta, video, muzica. Mersi de vizionare și ne vedem în curând cu noi videouri. Salut!